Parlamentul indonezian a aprobat marți un nou cod penal care interzice relațiile intime în afara căsătoriei, cu o pedeapsă de până la un an de închisoare. Controversata măsură îi vizează inclusiv pe străini, ceea ce ar putea afecta turismul într-una dintre marile destinații de vacanță ale lumii. De asemenea, noul cod le interzice cuplurilor necăsătorite să locuiască împreună. A fost adoptat cu sprijinul tuturor partidelor politice și în ciuda avertismentelor grupurilor de afaceri că ar putea speria turiștii și ar putea dăuna investițiilor. Cu toate acestea, codul nu va intra în vigoare timp de 3 ani pentru a permite elaborarea regulamentelor de implementare. În prezent, Indonezia interzice adulterul, dar nu și sexul premarital. Legile includ de asemenea interzicerea magiei negre, insultarea președintelui sau a instituțiilor statului, răspândirea opiniilor contrare ideologiei statului și organizarea de proteste fără notificare. Criticii spun că noile legi pot fi folosite pentru a controla moralitatea în cea mai mare națiune din lume, cu majoritate musulmană, care a cunoscut o creștere a conservatorismului religios în ultimii ani. Șeful adjunct al Consiliului pentru Industria Turismului din Indonezia a declarat că noul proiect de lege este total contraproductiv, într-un moment în care economia și turismul începeau să-și revină după pandemie. Hotelurile sau orice facilități de cazare sunt ca a doua casă pentru turiști. Odată cu ratificarea acestui cod penal, hotelurile sunt acum locuri problematice, a spus el. Oponenții proiectului de lege au evidențiat articole despre care spun că sunt regresive din punct de vedere social, vor reduce libertatea de exprimare și vor reprezenta un uriaș regres în asigurarea păstrării libertăților democratice după căderea liderului autoritar Suharto în 1998, relatează Digi24.ro.